Este al șaselea an consecutiv când cei doi antrenori și elevi ambii de la LPS Slatina fac un cuplu de invidiat pe salteaua de concurs la campionatul național de kata rezervat seniorilor. Nu au reușit să-și ducă și anul acesta obiectivul până la capăt, însă, cu toate acestea, s-au întors de la Oradea cu două medalii, una de argint, iar cealaltă de bronz, la probele la care au luat parte. Cristi s-a accidentat în timpul competiției și în felul ăsta am devenit vicecampion național. Suntem cumva frustrați pentru că pur și simplu ne-am dat noi cu stângul în dreptul, dar efectiv a fost un ghinion. Important e că până la urmă am adus o medalie la Kimeno Kata și să zic partea bună este că am mai adus încă o medalie de bronz la Kimeno Kata la probă la care nu eram favoriți, nu eram în primele trei locuri. Deși nu au reușit să obțină titlul de campion național așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, antrenorul Gabriel Dumitrescu și fostul său elev nu se gândesc la retragere. Sperăm la anul să vedem în ce măsură reușim să mai păstrăm cuplul, pentru că Cristi va termina facultatea, probabil că o să-și, adică mai mult ca sigur o să-și aleagă un drum în viață și rămâne de văzut în ce măsură mai putem continua în acest cuplu. Dacă nu, voi încerca să fac o altă echipă. Ca să se pregătească pentru acest campionat, Nistor a făcut naveta timp de 5 săptămâni de la Cluj, unde este student.